Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou video din Ninjasa la țară. Suntem aici cu Universal Sorcine și cu Sub 21 sau 29, nu știu ce mai ăsta. Am băgat semănat. Semăneam acele două terenuri care le-am biscuit data trecută. Cu grâu. Bine, pe unul o să pun grâu, adică pe ăsta. Sau hai să punem pe amândouă, ca să nu mai schimb combina. O să punem amândouă pe un grâu. Am evitat să pun un siloz undeva, dar nu știu să pun un siloz, ca să pot să pun cerealele care le recoltez. Și le pun, da? Asta pe viitor, pentru că încă nu se recolta. Da, ne vom discuta mai cu ce o să punem, ce da, o să punem. Sau mai bine punem lângă. Sau să punem unde este combina acolo. Să pun cerealele, este vărs. Vedem, hai că vin, da. Noi mă vorbim, da. Nu știu, n-ar fi greu să... Bun, un teren este gata și hai pe undeva să punem oră pe partea, să punem ăsta la altul. Punem oră, nu contează că cum avem două remorci, punem în două remorci de multă cultură, avem asta, punem în remorci. Mai fi într-o punem greu un alta orz și asta este treaba. Sper să vă placă seria noastră de Viața la Țară. Asta o să numesc fiecare serie. Bine, nu știu fiecare serie. Asta o să fie singura mea serie care o să fac Viața la Țară. O să avem multe videoclipuri cu Viața la Țară. Am zis să mai schimbăm tematica. Cum ar fi Viața la Țară, știți? Bine, unii dintre voi sunt la țară care mă urmăriți și știți cum este la țară. La oraș nu știu, la barna. Dar din astea ne câștigăm noi traiul. Bun. Bun, acasă. Atâta muncă pentru pentru grâu. Că știți că unul dintre voi din grâu se face făină. Din făină se face pâine. Dar nu vă gândiți că un agricultor se ține să facă acele grâu. Adică să are, să discuie, să semne, să mișineze, să facă toate lucrurile agricole. Gata, și putem asta. Ce e construcția aia acolo? Nu sunt ușor. Da, să punem tractor la locul. Am mai avut un tractor pentru fermă cu sprayer care fertilizează sau de aia, bă, fertilizează wall timer de la clasic, plăcim. Hai că am vrut o construcție, hai să nu mă luați gele 53 inghe, că costă mică de acasă, în turbo. Am pus supernova afară, pentru că nu puteam să mai dau în curte. Bine, o să-l bag în sumator de la construcție. Nu, dar să mă fiu mult puțin. Am vrut o construcție acolo ca să părăsit, nu știu cine aia. Acum nu intră până în ziua cum vrei. Ia ne cumpărăm de ori. Nu, 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 nu
como corto el gancho con algo allá. Hace mucho tiempo que no lo hayas, no he dicho que no lo hayas. No, no, ya te puse aquí, por ejemplo. Bă, niște buște. Dar este o construcție dărâmată. O casă dărâmată. Cu GLE-53 AMG-ul. Mamă, ce mișto e așa, nu pot să... Păi de o alba apar. Păi de o alba. Hai să mai explorăm hapa, pentru că este ceva interesant. O livadă. Și văd că mapa continuă. N-am fost niciodată pe aici să văd ce e aici. O umbră. Deci n-am fost niciodată pe aici să știu. N-am fost niciodată pe locurile astea pe aici. Dacă mă înțelegi ce să spun. Că mi-a dat un pom. E așa, n-am văzut. Foarte ce? Agroland. Uite, avem niște puișori acolo, foarte sănătoase. Nu știu ce e aici. Dragopan SRL. Chiar vă spun sincer, n-am făcut cu părțile astea pe aici. Da, văd multe căsuțe, vă spun și o benzinărie. De calitate. Cumpăr cel de calitate. Sincer, nu am fost deloc și nu știu, ia ce aici. Văd că aveți benzinărie aici, două. Interesant, harta. Am găsit niște purcei. Am găsit fabrica de ceva de Milka. E tot de mișcă. Foarte, foarte interesant tot ce am găsit pe harta.